Bună ziua, mă numesc Andrei Ioan, fac parte din grupa 914B și vreau să prezint subpunctul M din tema dată la primul seminar de analiză, unde trebuie să calculezi limita șirului AN. În cazul nostru, șirul AN este logaritm natural din 2 plus logaritm natural din 3 plus puncte-puncte logaritm natural din N, totul supra N plus 1. M-am gândit să notez șirul de la numărător cu BN, și avem BN este egal cu logaritm natural din 2 plus logaritm natural din 3 plus puncte puncte logaritm natural din N, iar șirul de la numitor să-l notez cu CN. Am observat că limita numitorului, unde avem șirul CN, este plus infinit, deci prin urmare se poate aplica teorema lui Stolz-Cezaro, care spune că limita când tinde la infinit din AN este limita când tinde la infinit din BN pe CN, care este egal cu limita când n tinde la infinit din bn plus 1 minus bn supra cn plus 1 minus cn, limita pe care am notat-o ulterior cu L. Aplicând teorema lui Stolz-Cezaro în limita șirului nostru, avem limita când n tinde la infinit din logaritm natural din 2 plus logaritm natural din 3 plus puncte puncte logaritm natural din n plus logaritm natural din n plus 1. Acesta reprezentând șirul bn plus 1, din care ulterior am scăzut șirul bn, logaritm natural din 2, plus logaritm natural din 3 plus puncte puncte logaritm natural din n. Iar la numitor avem șirul cn plus 1 care este egal cu n plus 2, din care am scăzut șirul cn care este egal cu n plus 1. În urma reducerilor am obținut limită când n tinde la infinit din logaritm natural din n plus 1 care este plus infinit. Vă mulțumesc!